Sigur vă întrebați că, bă, Jake, ce cauți în mijlocul nicăierului, unde sunt efectiv doar câmpuri, niște copaci și niște munți? Ei bine, ideea este că, după cum vedeți, da, am un munte în spate, dar problema următoarea. Eu acum mă uit la un bloc care teoretic nu este acolo și sincer cred că v-ați dat seama la ce mă refer, adică efectiv eu pot să intru prin el și iacă intru cu spatele pentru că nu vreau să vă stric surpriza. Uite că se vede puțin, iacă dau în spate așa, bum. Oh my god, fraților, ia uite ce am aici, am o mică bază secretă, adică gen oricum știu că tot universul are o bază secretă, dar problema următoarea, am văzut că Insanity are arme și pe mine mă cam enervează faptul ăsta, adică nu îmi place ca doar el să aibă arme și m-am gândit că, ei bine, trebuie să am și o bază secretă unde să muncesc clar gen la niște arme și ia uite ce am aici. Efectiv, mi-am făcut câte o armă mai din fiecare chestie. O să am, bineînțeles, cred că gen o stau cu arma asta, pentru că arma asta îmi place foarte mult. Și la asta îmi trebuie basic bullets. Bineînțeles că avem și gloanțe aici, pentru că dacă n-aveam gloanțe, gen, vă dați seama că nu puteam strac cu arma. Și ia, că trag cu arma, bum, ia, bum, ia uite. Mi-am pus, bineînțeles, silencer ca lumea să nu mă audă când trag cu arma, pentru că arma asta vreau să fie gen doar a mea. Și o să o trag gen, o să o folosesc bineînțeles doar în situații de urgență, dar problema următoarea, fraților, deci aici am și pizza. După cum vedeți, am o armură de cavaler. Deci, nu știu cum să vă zic, dar cum v-am spus, eu vreau să protejez acest oraș. Adică, nu știu dacă o să vreau să intru în poliție sau ceva, dar o să vreau să-l protejez prin orice cauze. Și asta înseamnă chiar gen să devin un cavaler. Adică, la modul că uitați-vă și voi, gen, exact așa aș arăta eu ca un cavaler. Spuneți acolo în comentarii dacă vă place cum arăt, pentru că mie chiar îmi place. Adică, eu o să vreau să merg pe un cal și efectiv să apăr Skincraft-ul de monștri, de toate chestiile, habar n-am, de creeperi, toate chestiile din univers care ne pot face rău. Problema ar fi că, după cum știți, și în Skincraft-ul vechi, noi am pățit foarte, foarte multe chestii nașpa și eu am fost mafiot, bineînțeles. Ideea este următoarea, nu o să mai vreau să mai fac rele și cred că, sincer, o să încep să fiu mai bun cu alții și așa, adică, gen, na, simplu. Acum, bineînțeles, trebuie să mergem în oraș, gen, trebuie să am foarte mare grijă să nu mă vadă cineva cum ies din munte, pentru că dacă mă vede, o să-mi dau de gol. Oh, nu, cineva are sugar cane-uri pe aici. Oh, nu, fraților, nu e bine. Cineva știe de partea asta, dar o să încerc să o joc cât mai în siguranță. Cred că o să pun camere sau ceva, dar ideea e că camerele sunt foarte greu de pus. O să mergem acum în oraș pentru că sunt curios cine este acum prin oraș. Să vedem gen pe cine putem să găsim și chestia asta. Trebuie să văd ce fac cu arma pentru că vreau să-mi o vopsesc. Nu-mi place culoarea asta albă, e nașparul de tot. Ia să vedem ce se întâmplă, mă, acolo. Alo? Mă, ce se întâmplă? Ia uite, mă, ce sunt blocurile în fața casei mele? What? Uite, cineva își face casa aici din câte văd. Oh my god, mă, ce se întâmplă acolo? A, mă, frate, cine și-a bătut joc de mine halul ăsta? Na, beleaua, ce sunt blocurile astea, fraților, aici? Ce se întâmplă aici? Cineva vă că nu-i nimeni. Mă, cine și-a pus, mă? Uite-l pe X-Andrei acolo. Ce faci, mă, X-Andrei? Ia că mă duc la el, de ce vrea să fugă? Băi, de ce vrei să fugi când te-am uitat, cum am uitat la tine? Vrei să fugi? Tu ai pus cumva blocurile în fața casei mele? Nu, Cristian. Cristinel, iară Cristinel, ha, mă, frate, unde-i Cristinel? Unde-i că o să-l bat, efectiv, îl bat pe Cristinel. Doamne, da, uite-te și eu, de ce mi s-a întâmplat chestia asta, cine și-a bătut joc de mine, deci, mă, X-Andrei, ideea e că nu mi se pare normal ce se întâmplă în orașul ăsta, adică, de-abia cine a mutat în el, adică, noi ne cunoaștem toți între noi, de ce se întâmplă chestii de-astea după atâta timp de ne cunoaștem între noi, explică-mi și mie. Eu chiar nu înțeleg, fraților. Care-i, mă, casa lui Cristinel? Ia, du-mă la casa lui Cristinel, că vreau să curăț toate chestiile și după... Care-i casa lui? Asta lui Marina. Asta e casa lui Cristinel? Ok, da. Ok, o să-mi curăț toate chestiile. Și să-și facă asta. El își face asta aici? Ok, ok. O, sau lui Basti, da, mă, nu, că pe Basti nu vreau să-l trolez sau ceva, dar ideea e că o să curățăm toate chestiile de aici, că nu-mi plac absolut deloc blocurile astea. Ah, altceva, frate, ia uite. Ce zici, Xandrei, acum chiar arată acasă ce am eu aici, nu? Hai de capul meu. Păi cum adică, Semi, ce vrei să spui prin asta? Nu, asta nu e casă? Păi e o casă, mă, Xandrei, nu mă plouă, nu mă nimic. A, mă, numai că deja mă enervați. Doamne, mi-au atâta bully. Din cauza la casa asta, l-a pus Q-Senti pe Q-Senti să se omoare calul. Da, oricum, ideea e că pe Q-Senti cred că o să-i iart casa, că nu-l mai suport, gen, absolut deloc, adică... Și ce e aici, mă, frate, ce? De ce? O, corpul meu a dispărut de acolo, ok, interesant. Dar ce se întâmplă prin casa mea pe aici, că efectiv văd că îmi lipsesc armuri sau ceva, asta nu-mi lipsește aici, nu-mi lipsește nimic. Uite, asta îmi lipsește, bă, mi-au furat armura, bă, frate, nu e bine, fraților, deloc. Mă, ce e, te urăsc și un cuțit? Mă, ce? Ia stai așa, trebuie să mă duc puțin la control. Eu uite-l și pe Ștefan acolo, mă, și-a făcut și Ștefan casă, oh my god, Ștefan, ia venim cu a...
Hai, treci încoa, Ștefan. Treci încoa. Pentru că știu că tu mereu veghezi orașul ăsta, ia vino încoa puțin. În primul rând, vreau să-mi confirmi că e adevărat ce a spus Xandrei, adică că Cristinel mi-a pus numai blocuri pe la casă pe aici, e adevărat? Așa mi-am uitat și eu, da. Ok, ideea următoarea, ia intra aici, intra aici în casă, nu mai da din cap și intra aici. Hai, vino. Ce e chestia? Explică-mi și mie, ce se întâmplă? What? Ce se întâmplă? Nu what, explică-mi ce se întâmplă. Ce e aia? Ură, gen. Păi și tu vezi și deasupra că e un cuțit? Tu vezi? Mă, ce un cuțit? Da, gen, ce e chestia? Adică, ia că-l iau. Mamă, dar vezi că e de la Darren, cred că o să-l păstrez, adică e Iron, ia uite că bag cuțitul în tine. Da, mă rog, în fine. Totuși, cine ar face așa ceva, Ștefan? Adică casa mea nu era blocată de toate blocurile alea, înseamnă că mi s-a pus înainte să mi se blocheze de blocuri, nu? Sau? Bă, nu știu, dar mă mir că nu plângi dacă spune că te urăște, gen. Să plâng? Da, adică așa, că... Nu, mă, tu de ce plâng? Doamne, ce se întâmplă, mă, nebun, numai nebuni în orașul ăsta, numai nebuni. Mă, Ștefane, deci, ideea următoare, da. Ia, vino puțin încoa. Vreau să-i spun lui Ștefan o chestie, gen. Ștefane, deci mă ascund aici în spatele casei lui Xandrei și vreau să spun exact așa. Deci, nu știu cum să spun, dar, gen, știi că eu am încredere foarte mare în tine și chestii astea. Da, el mă urmărește acolo, adică m-am obișnuit că poate scot arma la el. Pleacă, mă, de aici, pleacă. Mă, pleacă ce, de aici. De unde-i tu armă? Nu contează, e, pleacă de aici. Pleacă, am vrei diamante. Să cumperi? Ah, ok, cred că o să am o idee, dar în primul rând te rog să stai pe la mine pe acasă sau ceva, adică nu era vorba de gloanțe sau arme. Vino încoa, Ștefan, puțin. Vino încoa. Deci ai puțin mai spate că, bă, cine-și face, mă, casa aici? What? Doamne, deci fii atent, Ștefane. Ideea e următoarea, știu că tu ai mai fost cu legea, cu dăstea înainte. Ideea e că eu mi-am impus să protejez orașul. Exact cum ai auzit, vreau să protejez orașul. Și acum asta nu înseamnă neapărat că vreau să intru în poliție, dar tu mă bănuiesc că vrei să intri în poliție, nu? Adică vrei să fii polițist sau ceva. Sau? Zic greșit? Nu prea. Adică nu vrei să fii polițist, nu vrei să fii cu legea? Mă, ce? Bă, nu mai supor legea. Adică vrei și tu să vezi cum e să spună toți că ești corupt? Vrei să vezi? Bă, că bine zici, bă, Ștefane. Da, dar ideea e că nu știu, gen, nu, o să fac altceva și nu o să am nevoie de nimeni, nu o să am nevoie de poliție, nu o să am nevoie de absolut nimic. Dar poate o să fiu în poliție acolo, gen, la vrăjeală, dar ideea e următoarea, Ștefane. Eu o să vreau să fiu cavalerul orașului. Eu să păzesc orașul. Ce zici de asta? Adică de ce râzi de mine? Harapal, tu ești? Eu sunt. Vreau să protejez orașul cu toată viața mea. O să fiu patriot de azi înainte. Înțelegi? Da. Ok, deci fii atent, Ștefane. Ideea următoarea. Bine, vreau să-l găsesc arma. Pe ăla. Hai, lasă-mă cu arunca arma, că vezi că arma mea e mult mai puternică. Știi ce damage are arma mea? Are 48. Yeah. 48 damage are arma mea. Ia. Mă, ce e? Aha. Ca sniperul meu. Da, deci fii atent la următoarele. În primul rând, arunc ouă ăsta în tine. Deci, vreau să-l găsim pe ăla care mi-a făcut prank-ul ăla cu te ură sau prank, gen, nu înțeleg, chiar mă urăște sau ceva, Ștefane? Nu știu ce să zic. Băi, asta e că... Nu e frumos să urăști. Da, am o treabă cu Xandrei puțin, deci Xandrei, ia vino cu a. Ai zis că vrei să cumpere o armă, ok, deci o să-l dau și o să mă întorc în 5 secunde, ok? Ok, mamă, fraților, o să vindem prima mea armă, efectiv. Unde sunt, mă, mamă, eram sub... Oh my god, nu cred că mi-am pus suisul ăsta bine, dar nu contează. Ideea e că o să vindem prima noastră armă, ia să vedem. Unde e arma? Ok, o să vindem pe asta. Nu o să-i dau gloanțe pentru că gloanțe nu am. Deci aia e, gloanțe face el cum vrea. Mă, ce se întâmplă? Mă, sunteți bine? Alo? Sunteți bine? Xandrei, Ștefan? Mă, ce se întâmplă? Da, sunt bine. Păi de ce ești pe jos mort? Mă, ce? Bine, oh, nu. Mor, o, sunteți în viață? Oh my god, ok, Xandrei, vină cu a. Tu poți stai aici, Ștefan, că n-am treabă cu tine. Vină cu a, Andrei, vină cu a. Are. Păi nu era okay. Ce mai un prieten, de ce mi-a ascuns chestii? Nu contează, vină cu a, e la Insanity aici în casă, vină cu a. Haide. Deci, cam câte diamante poți să oferi pe această armă, gen, este full blindată, scope, silencer, nu se audă nimeni. Uite, eu dacă trag acum, Ștefan o să audă, că gen e silencer pus. Zic un preț. Păi un preț, cam ce, cum să zic eu, cam câți bani ai în total? Ca să știu cât să zic, că nu vreau să zic mai mult decât ai sau ceva, știi? Înțelegi ce zic? Nu știu, zic dacă... Bine, o să zic un preț, părerea mea, foarte corectă, adică dacă 3 diamante a costat viața calului meu, atunci arma asta o să coste 35 de diamante. Mă, ce? Da, păi e o armă, poți să iei viața cu ea.
Păi ok, dar gen, cu arma asta poți să-i o viață, gen, viețile costă mult, înțelegi? Adică, dacă vrei, bine, dacă nu, asta e. Cristian se omorâ calul cu toporul. Păi nu contează, că gen, arma asta e foarte puternică, eu asta încerc să explic, adică dacă vrei 30 de diamante, bine, dacă nu, bine, ai, poți să las maxim 30, no. Maxim 30, mai mult de atât nu pot. Nu, n-am, cumpărat de la Cristianity fără gloanțe o armă la 3 diamante. 3 diamante pe o armă? Da. Da, ok, Insanity, ok, da, da. Ideea e că nu cred că ar trebui să folosești arma aia de la el și nu zic că ca să o cumperi de la mine, dar cred că gen face ilegalități foarte, foarte mari. Da, nu e bine, gen Insanity vinde arme pe 3 diamante. Clar armele nu le găsești oriunde cu 3 diamante și vă zic pe acum că face ceva ilegalități, o să le ia și nu mi se pare normal ce se întâmplă. Dar bineînțeles că acum trebuie să găsesc un alt cal, pentru că cum v-am spus vreau să fiu cavalerul orașului, dar nu am cum să găsesc un cal pentru că Insanity o să mi-l omoare și pe ăla. Boom! Acum am un cal și după cum vedeți are și armură de iron, deci acum ar trebui să fim full. Nu o să mai moare niciodată pe calul ăsta data asta, adică dacă o să mai moară calul, vă spun de pe acum că casa lui Insanity pe care o vedem cu toții acolo o să bube, gen, o să fie, nu o să mai existe. Domnul cavaler. Da, Ștefan, ce se întâmplă? Ce vrea mă ăsta? Vino puțin. Să vin da, puțin? Da, fără ceilalți cetățeni, da. Ok, stai că... Xandrei, te rog, poți să ai grijă de calul meu? Te rog, gen, fă-l, te rog să nu plece sau ceva. Și dacă Cristinel îl omoară iară... Cristinel. Da? Crede-mă că nu vrei să știi ce se întâmplă. Te vom mântui. Așa. Uite, vezi cuțitul ăsta? Nu vrei să știi ce se întâmplă cu el. Nu vrei să, nu știi, deci chiar nu o să vrei să știi ce se întâmplă cu el, ai înțeles? Hai că am treabă. Ia domnul Ștefan, care-i treaba? Ce vrea mă Ștefan, Ștefan de data asta? Poți Ștefan, că suntem tovarăși. Ok. Așa, m-ai întrebat tu acum câteva zile dacă mai găsi chestii mai stranii. Da, știu, mi-am gândit când a fost atunci cu primarul, nu când am... Da, știu, de ce? Ai găsit ceva? Am găsit o casă mai ciudată, nu știu. Ce mă? Adică o casă da, ciudată? Da, o casă. Ce faci, mă? Bă, mi-a luat calul! Jos de pe cal! Jos de pe cal! Jos de pe cal! Jos! Mă, tu... Trag dacă nu! Jos de pe cal! Jos! Jos de pe... Jos de pe cal! Jos, acum! N-auzi? Bă, hai, dă-te jos! Dă-te jos de pe cal! Hai, acum! N-auzi, mă, să te dai jos de pe cal? Așa, bravo! Doamne! Da, nu știu ce să zic, fraților, ideea e că da, ăștia tot îmi... Doamne, deci nu-mi lasă calul ăsta deloc în pace, bă, nu-mi lasă calul ăsta deloc în pace. Bagi în casă? Nu pot să-l bag, da, Ștefan, nu pot să-l bag nicăieri, doamne, pleacă de aici, pleacă. Bă! Doamne, deci pentru chestia asta, Cristinel, na. Nu mai ești cavaler. Doamne, trebuie să-mi iau alt cal. Mamă, deci, da, hai, vină-mi cu a, Ștefan, vină-mi cu a. Xandrei, vino și tu, Xandrei, vino și tu. Mamă, că nu-i mai suport pe ăștia, bă, frate! E cam din partea aia, mă, e casa, gen. Deci dacă unde? Dacă m-ai văzut că am venit din partea aia. În partea aia ai venit de acolo? Da, din partea aia. Mă, Xandrei, ideea e că a zis Ștefan că a găsit o casă ciudată pe care n-am mai văzut-o până acum. Gen, cine-și face casă departe de oraș, nu? Adică, cred că are sens. Ia, vină-mi cu a. Păi și ai, du-mă la casă, Ștefan. Acum, bă, vezi what? Acolo? Da, uite că iese fum. Bă, cineva locuiește acum în casa aia? Era cineva în ea sau a intrat în ea? N-am intrat încă în ea. What? Ce? Vezi poza aia? Ce poză? Mă, ce? Fraților? Aia-i masca mea, gen. Urăște, clar. Clar. Mă, și capul tău. Mă, Xandrei, asta e casa ta cumva? Nu. E shader? Mă, ce se întâmplă? Mamă, da. Voi de capul meu, nu-i nimeni acasă. Oh my god. Ce e spatula și capul tău, what? Mă, ce? Ăsta mănâncă capul! Yeah. Oh my god! Uite aici un cuțit! Ce carte? What, o carte? Ia! Ce mă, cartea asta? O să-l omor cu mâna mea! De-aia. Deci fii atent, să zic și ție, o să-l omor cu mâna mea! Ha! O să-l prind când doarme și o să iau capul ca trofeu! Doamne! Mă, cine? A cui e casa asta, Ștefan? A cui e casa asta? Explică-mi și mie, a cui e casa asta? Deci, trebuie să o luăm logic, da? Eu zic că e clar a cuiva din oraș. Cine nu are casă făcută? Cine nu are casă făcută până în momentul de față? Irinu și Oana, dar nu cred că face asta. Da, da, Oana și cu Irinu și clar nu. Deci Lucky, da, cred că e Lucky. Clar e Lucky, ok. Și ceva, stai așa, o să aduc un lucru pe care o să-l folosim împotriva acestei case, ok? Stai așa, stai.
Da, deci trebuie să ardem din temelii casa asta, fraților. Ia uite, Ștefan. Ce luat? Și ia uite ce am în mână, vezi ce am în mână? Ce luat? Nu știu, Ștefan. Mă, ce? Jakey, tu ești? Ștefan. What? Da. Ok, fii atent, Ștefan. Deci, ideea este următoarea. Asta e părerea mea despre această casă. Uite, vezi ce părere... Bă, ai grijă, da. Andrei, nu... De ce arzi? Uite, exact asta e părerea mea despre această casă, uite. Deci asta e părerea mea despre casa, mă rog, oricărui stă în ea, că, Doamne, are pânză de păianjen aici, că, Doamne, ia uite cum arde, arde efectiv din temelii. Asta, sper că, sincer, casa asta să fie a cuiva pe care și-o urăsc, adică, mă, să fie a lui Lucky casa asta? Nu cred. Și să voi, fraților, cu e casa asta? Mă, de ce sunt doi de Jakey? Puteți să nu mă mai copiați, vă rog? De ce mă copiați? Sunteți cumva fanii mei sau care-i treaba? Mă, cum adică eu te copiez? Uite cum arde casa asta din temelii, ia uite-o. Mamă, ce bine îmi pare, arde casa, o arde. Arzi, arzi, arzi. Mi-e frică de foc. A, nu mai plânge, ți-e frică de foc? Nu. Bă. E frică de foc, săracu. I-ai dat foc la fanul tău. Mă, i-a dat, uite, și tu plângi, tu de ce plângi? O, jolocuțul de el. Uite, pânză, uite, uite acolo, albinuță, gata cu albinuța, gata. Ia uite albinuța, părerea mea despre albinuță. Mamă, cum arde casa asta. Mă, da, ideea că nu știu cu e casa asta, dar gen, nu-mi place extensa ei aici și gen, trebuie să ardă. Vă rog, nu, băi, nu, ce să faci cu pozele? Aruncă-le în foc acum, acum le arunci în foc. Așa, și pe cealaltă, că aveai două. Haide, haide, și Ștefane, aruncă-le în foc. Aruncă-le, hai, hai, hai. Andrei, aruncă poza în foc. Aruncați toate pozele în foc. Nu le-am luat, eu le-am aruncat. Aruncați acum pozele sau... Știți că sunteți aici, gen, dacă vă omoră să pot să intru în inventarele voastre, nu? Hai! Unde-i mă? Bă, ia că mai pun eu niște foc. Ce se întâmplă? De ce se duce focul? Arzi, casu, arzi! Mai are una el, mă, mai avea una, aha. Hai, și capetele este la fel. Scoate-le și aruncă-le aici, în foc. Doamne, a cui o fi, fraților, casa asta, că nu înțeleg. Vreau să ardă efectiv din temelii. Perfect, și așa ars casa. Nu știu, acu era, dar nu-mi pasă. Mă, Ștefane, ce-i în mână? Mă, tu trolezi? Nimic n-am. Ștefan, uite, poza asta, arunc-o, arunc-o aici, acum, acum o arunci. Așa, bravo, felicitări. Așa, deci, asta e toată casa, bă, dar capul ăsta de ce e aici? Ia spargeți-l și aruncați-l și pe ăsta în foc. Doamne, ai, aruncă-l aici în foc. Ia uite, mă, la ei. Perfect, bravo, așa. Acum, casa asta nu știu cu era, dar efectiv e arsă în totalitate. Deci dacă aflu că era casa asta a unuia dintre voi, nu o să mai fiți prietenii mei niciodată, gen... Și dacă știți, mă rog, și de fapt, dacă știți acu era casa aia și nu-mi spuneți, la fel, nu o să mai fiți prietenii mei. Deci acum e ultima așa să spuneți dacă știți acu era casa asta. Ștefan, Andrei, acu era casa. De ce nu-mi spuneți? N-am idee. Ah, n-aveți idee. Okay. N-am idee. Ștefan, de ce ai zis așa ca și cum știa acu e casa? Păi n-am idee. Ok, o să vă cred momentan, dar o să stau cu ochii pe tot orașul ăsta. Hai de capul meu, nu-mi place efectiv. A, da, acum, de ce cred eu că al lui Ștefan era casa asta și că el e cel care mă urăște nascuns? Că parcă prea-și bate joc de mine. Ha, o să vadă-i, fraților, când o să intru în poliție, mă rog, ideea e că, cum v-am spus eu, o să vreau să fiu mai mult pe partea mea, adică nu vreau să intru în poliție neapărat, dar o să vreau să am grijă de tot orașul ăsta de unul singur. Ah, ok, ideea e că mi-am luat un nou cal și era fix în zona bazei mele secrete. Problema următoarea, calule, te rog să stai aici, pentru că eu am o mică treabă. Trebuie să-mi aduc armura și o să le arăt și lor cum o să fiu ca un cavaler care o să protejeze, bineînțeles, acest oraș și nesuferit. În orașul ăsta, efectiv, se întâmplă doar belele și... Bă, dar totuși nu e bine, fraților, lăsați așa, că trebuie să spargă astea, că... Oh my god, nu prea am gândit-o bine, sincer. Ia stai așa, poate reușesc să fac un parkour. Perfect, perfect, perfect. Și ia, o să reușesc să sar până acolo. Nice. Ok, și acum sper că nu mă vede nimeni. Ok, aici era intrarea. Efectiv, uitați-vă și voi, fraților. Suntem full cavaleri acum. Ia, că mă urc pe cal, ia uite cum arăt. Oh my god, frate, mamă cât de tare. Deci eu efectiv sunt cavalerul orașului acum. Băi, calule, mergi, du-te, du-te, du-te. Cred că trebuie să-i dau de mâncare calului, pentru că de-abia l-am luat și cred că era săracul lihnit de foame. Dar, ia că merg acolo în oraș, ia uite, boom. Oh nu, nu e bine, nu e bine. Oh nu, cred că nu știu gen să folosesc acest cal. Ia vino calule încoa. Perfect, și uite că am ajuns aici în oraș. Ia mă, cine are tupeu? Salut, salut. Cine ești? Sunt cavalerul Jakey, aici să vă apere orașul. What? Ia uite mă. Ce zici de armura mea? Mi-a luat foarte mult timp să fac. Pe cal. Nu te interesează, nu m-ai întrebat lucruri pe care nu ai voie să le știi, ai înțeles? Eu sunt aici să vă protejez acest oraș. N-ai auzit mă, ești surd la cap, ți-am zis că mă cheamă Jakey. Mă, tu vrei să-mi furi cumva calul?
Nu i-a dat un măr să mănânce. Păi ea nu mi-l mai hrăni, că poate bat ceva în merele aia și moare după, că Crisnelul ăsta de aici mi-o moare tot Skype pe care i-am avut. Doamne. Na, mai și râde de el. Ce ziceți, așa o să protejezi orașul? Ia uite mă. Tudum, 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 tudum. Astăzi sunt aici să protejăm orașul. Dar de cine îl protejezi? Protejez orașul de habar n-am, de ilegalități precum Crisnel care mi-o moare cai și gen. O să-l prind și o să-l bag în închisoarea mea de cavaler. Ai auzit mă? Ai auzit? Cam în ce calul tău? Nu contează că încerc, eu n-am nevoie să meargă rapid calul sau ceva. Doar am nevoie de un cal atât acasă și arăt și mecher că ia uite, bum. Îți dau acum o sabie pe scap, bum. Păi de formă, da, că nu o să-l folosesc prea mult. Adică cred că mă înțelegi și tu, gen, da. Oricum, ia, ai plecat de aici că nu mai am eu treabă cu voi. Eu acum am o singură treabă, fraților. Trebuie să protejăm acest oraș de oameni răi precum Crisnel. O să merg pe aici pe la Ștefan, cred că nu știu, gen. Trebuie să văd unde îmi pun calul, că nu e bine deloc. Mamă, ce frumos arăt ca cavaler, efectiv. Ia uite ce șmecher arăt. Ia uite cât de șmecher sunt. Ok, și am băgat calul în baza mea secretă, pentru că de acum înainte aici o să stea, nu o să poată să iasă, bineînțeles. Trebuie să fac cumva ca să poată să iasă, gen, de fiecare dată când vreau eu, pentru că doar eu pot să scot. Dar doamnă, băieți, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like dacă vrei să protejezi New Life cu prețul vieții mele, pentru că de asta sunt cavalerul orașului, adică da, ideea e că chiar dacă este cineva care mă urăște, o să aflu cine este acela și o să-l prind, o să-mi fac o închisoare proprie, bineînțeles, dar trebuie să vorbesc cu primarul să-mi dea, bineînțeles, aprobare să pot să fac chestia asta. Dar da, băieți, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, că uite, efectiv, calul se duce la pizza, bineînțeles, să vă și abonați și până la următorul episod, și pa, și pa!